dea costuri și plus că nu mi le-au dat. Am fost de acord cu costurile, dar nu mi le-a dat. Ne întrebându-vă, nu pot să vă răspund. Sunt nepregătit, așa că acest proiect îl scoate. Foarte, foarte, foarte. Și prin urmare, supunem aprobării proiectului ordinii de zi, completat cu proiectul de hotărâre privind finanțarea cișmerelor și scot proiectul inițiat de domnul primar prin aprobarea organigramei. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul, așa cum am explicat. Dacă sunt observați la procesul verbal al ședinței anterioare, cel din luna noiembrie, din 18 noiembrie, mai exact. Atunci, după procesul verbal al ședinței, 15 voturi. Totodată, vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 46 de legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau de până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local, cu excepția să atrag articolul 57 și 101, hotărârile adoptate de Consiliul Local cu încălcarea acestor dispoziții prin unele de drept. Astfel, cum știți, în ședința din luna august a fost ales președinte domnul Gabor Marius Richard, prin urmare, le invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc pentru alegerea făcută și concretă raportată și vă asigur că ședința se va desfășura în condițiile respectării prevederilor legale. După cum știm, s-a anulat proiectul 1, trecem la proiectul 2. Al ordinii de zi. Nu s-a anulat, s-a intrat. S-a intrat. Da. Nu să-l pun neîntrat aici. Proiect de hotărâre privind considerul unui drept de uși și servitute asupra unui teren aparținând domeniului public al comunei Uituz, în favoarea del Gaz Glin. Au cuvântul domnul... Da, s-a dat la dispoziție. Domnul Floroiu. A zis favorabil. Și comisia de... Vreau să-i o cuvânt. A, spuneți. După cum ați văzut, în paralel și în guvernul tot schimbă și mă gândesc doar de aici, dacă o să ajungă prima asta. De exemplu, cum se pare corect că o firmă vine și scoate bani frumoși, domnule, de adică afaceri cu firmă care îți face, nu un ONG sau un le face afaceri și noi se pune la dispoziție cu titlul gratuit teren. Vedeți-vă că se va recorda toată comuna, dacă vin 6-7 proiecte la fin fiecare lună, titlul gratuit, gândiți-vă ce se automat, un sfert din teritoriul comun îl dăm gratuit. E spre us, da, nu e al lor personal. Da, doar spre o comunitate. Da. Dar acolo duce și astăzi pe domnul dumneavoastră. Ce se facă? Cum? De asta e trecut și articolul 3, că atunci când se recepționează lucrarea respectivă, se aducă terenul la starea inițială și să fie prezent și o reprezentant al lui ATM. Adică nu să... Adică, cum ați înțeles? Eu ar vrea să zic pentru... terenul acela ar trebui să plătească. Sunt chinezi. Asta, sunt chinezi, pentru că ei fac afaceri aici. Pentru pe chinezi. Asta nu da, și se pățit noi aici, domnul Dorel, exact că la ei unul are stâlpi. Când cer și ei, și trebuie să dea cu titlul gratuit, că așa e legea. Intră și chestia asta în ce am vrut să spun, pentru că și da, eu știu. Fac afaceri în România. Da. Deci scot bani frumos. Da, dar la nivel de țară, domnul... Am înțeles, e, domnul, dar... Da, domnul primar, dar am zis că poate, poate în Parlament să gândește cineva. N-ați văzut și când... Mai nou este dată lege din... Bine să vă asculte cineva, nu cred. Da, de sens, trebuie să ne gândim că beneficiarea acestor suntem noi locuitori. E drept că... Adică, domnule, vii să faci... banii tot de la locuitori. Tu vii, faci afaceri, îți crești veniturile societății, iar când e vorba, ție să-ți dau gratuit. Dar n-ați văzut și la gaz metan, acolo unde s-a stricat? S-a opus mătăsarul că nu dăm voie, că nu dăm voie. Acolo sunt niște pentru despăgubiri. Zice, dacă e vie, dă atâta pe butucul de vie, dacă este pom fructifer, dă atâta, nici nu poți să-ți impui tu. E că de aia s-a și dat legea expropierii. Nu mai poate să ceară omul cât vrea el când face expropieri, în interes local sau în interes... Dar la Mătăsar acolo a fost prunț și el a parteat domeniului public acum 40-50 de ani. Da, și... El nu știa cum a fost acolo la aportul lor. A fost începuit aia. Problema este alta. Nu mai el?
Nu. Problema este că s-a dat o lege mai nouă în Parlament, în care se prevede ca cel care are exploatare rețele de gaze este obligat să facă extinderea de rețea pe banii lui. Păi pe banii. Deci nu mai face extinderea omul, și face... Că firmele au și un program investiții. Puteți la fereastră de câți ani? Păi să ne spun, domn primar, de câți ani... Nu beneficiază de gaze. Deci au conductă, au tot, au tras și... Ieri am dat telefon, a venit la mine... Nici nu mai vrea să răspundă. A vorbit Bogdănescu cu un prieten de-al lui, s-a interesat doamna Ligia și a promis că într-o lună o să rezolve. Eu am trimis toți prietenii mei cu care am lucrat la gaz și tot așa e minte. Că mie când dau după alt telefon, mai răspunde. Deci nu vă răspunde dumneavoastră. Da, că a început să mi-a băgat toate telefoanele în memorie. Și nu mai răspunde. Și uite așa de minte. Și... Ministerul ăsta dezvoltării... Și noi s-a completat. Și termină PSD-ul, dumneavoastră. Da, uite că vă arăt pe telefon. Am vorbit peste tot, nu ascultă. Acum trebuie să fac o hârtie, deci am vorbit cu băiatul ăsta de aici. De pe uliță, cum îi zice, așa, care cu mi-a zis să-i dau, directorului, să fac o hârtie direct la director, că e foarte exigent. Și acum vreau să vorbesc cu doamna secretară, să exprim de cât timp și cu Vâscă, de cât timp ne necăjim, dacă nu schimbăm agenda. Și puneți și copii la adresele care ați făcut de ani de zile. Pe aia vreau să fac. Și scriu direct la director, așa m-a învățat. Îi zice, dacă nu scrii la director, ăștia își bat joc de noi. Că asta e șef de birou care ea lucrează cu ANR. Dacă n-ar fi agent economic care distribui gazul, noi tu, dar agentul este 20 de ani. De la ANR a zis să dacă n-ar fi distribuitor, dar ai jumătate distribuitor pe ăsta și a zis să schimbăm distribuitorul și ăla. Păi trebuie să o luăm de la capul. Asta e. Schimbăm de tot. Păi de aia scoți și să dea seama ce sunt alte documente, documentația aia de apucă 5 ani de. Păi oricum în 5 ani nu-i gata nici cu ăsta actual. Cum ea să circulă gaz pe conductă, știi? Dar nu dă... Nu trebuie, nu era acordată la... Dar sor, este că pe la școală e... Pe la școală, da, și doamna e chestie. Ea e verificată, nu mai cum dă voie să acordată. Mai sunt discuții pe marginea subiectului? Să punem la vot, dezbatem. Trece la punctul 3 al ordinii de zi, proiectul punctul 2 al ordinii de zi privind aceeași subiect, dar numai că pe altă teren. Pe altă amplasament. Pe altă amplasament. Avizile le avem, dezbate, tot aceeași. Să punem la vot. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre. Aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă 21-12-2018, 2-3-2019. Președinte de comisie. Domnul primar, o întrebare. De exemplu, la Consiliul Județean, dacă corul de la Comisia Cultural este invitat, sunt invitați de Consiliul Județean, de ce trebuie să plătim noi transportul? Dacă am zis că sunt invitați. Păi da. 1500 de lei transport, văd aici.
Dar niciodată nu o să cheltui banii ăștia, pune totdeauna și nu trebuie să te asiguri transportul? Nu, participăm la festivitățile astea totdeauna. Bine ar fi, dar de câte ori vin ăștia la festivități, noi le facem coroane, noi le facem... Acum, când a venit cu manifestarea asta, am văzut, ne-am dus ca patru proști în spatele unei coroane. Cel de la Consiliul Județean n-a binevoit să mă anunțe, toți știau și pe noi nu ne-a anunțat primăria că vine cu festivitatea. Am sunat o singură dată la începutul săptămânii și a zis că o să vă sunăm să punem detalii la... A cine? Domnul Ioane? A Ioane. Și i-am spus lui primul președintele Consiliului Județean, uitați ce ne-a făcut. Dar care zice, lăsați bine că a ieșit totuși bine. A zis domnul președinte, știi? Dar am avut norocul că ne-a mai dus la școală și a văzut școala pe partea de jos. A venit, a vorbit cu elevi, a văzut băncile, a notat cu băncile și la grădiniță, cu măsuțele și a notat, zice, speră să ne ajute să schimbăm băncile. Și am zis că avem în fiecare an să facem câte un etaj până ajungem la zi. I-a plăcut în general. Domnul primar, intenționat să mă aduceți măceată de urși de la Zofiana, a său sau? Păi noi m-am gândit, acum depinde de voi. Dar și anul care piesa lor de teatru, nu-i mai aduce domnul. Sunteți aici, suntem în ședință de consiliu, că n-avem, dacă aveți fiecare, într-un an a avut domnul Petrișor sau nu știu, Damian a avut, deci n-avem. Cu cine vreți, aia mă gândesc să aduce, să fie o puțină diversificare și bine ar fi dacă am putea să-i convingem. Că pe mine a venit un ubiat, m-a convins o oră să facem Marea Unire. Și zic, ce înseamnă, bă, Marea Unire? Era beat unul vacarul de pe ăsta. Că să-i adunăm pe toți să facem două capre. De Marea Unire să nu mai facem nu știu câte capre. Eu sunt de acord să facem două sau trei capre. Să facem două, trei capre mari, frumoase și atunci... Cum mergea înainte, atâta lume după ei, așa, cetele astea mici, înainte era ursul căceata. Doar știți prea bine. Da? Am putea mai schimba, de exemplu, dacă aduceți o ceată de urși, puteți să aduceți încerc trecerii de Crăciun. Iar pe 31 decembrie, singur să vă aduceți cu obiceiul din noastră. Și asta este... Trei zile, sărbătoare de Crăciun. Deci hotărâți, așa facem. Consiliul este... Consiliul hotărăște. Noi, eu am propus, dumneavoastră hotărâți. Domnule, eu n-am văzut asta, dar poate schimbăm obiceiul? Nu schimbăm, adică trebuie să trăiești unul, hai să lăsăm pe obiceiul noastră, domnule, sunt 5-6 capuri. Lasă-mi uitați, de exemplu, mergeți în Târgu Ocna, mergeți oriunde, vedeți să vedeți că pe 25, în zile de Crăciun, aduce ușa la... Voi doriți seama de televizorul zilnic, noi aducem ușa pe 25 decembrie. Ei vin atunci să vă toate. Uitați, la semne, și peste tot să facem, să organizați. Uitați-vă în orașul, comunistul, tot, în zile de Crăciun, joacă ursul. Cine este pentru, cine este contra, ce sau ce cineva, pune lui doar lui. M-am zis că e fi scandal de jucătate. Am observat. Și scandal e. Poate după ce facem caminul cultural nou, o să fie și un
poate și un alt director mai energic, poate să ne gândim să începem de vara cu organizarea cu pentru că trebuie să vă gândiți și la treaba asta. Noi, și noi suntem bătrâni, dar trebuie să avem multă minte să băgăm și aia tineri, care are energie, să încercăm, să propunem, să facem... Era și printre altele și clubul cu boi, cu nu știu ce era. Acum nu mai există nicio careche de boi. Noi toți aici am... Ce spuneți? Discutăm la diverse perechi de boi. Domnule, discutăm la diverse editoare. Bun, trecem la punctul 4 la ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunului Tuz și a supleantului pentru perioada decembrie 2018 februarie 2019. Comisie. Aveți favor. Propunem pentru președinte de ședință. A fost propunere făcută la comisie. Interimar Daniel, domnul Veniu, dânsul urmaș și interimar domnul Daniel. Da. Spuneți domnul Butucaru. Vin și eu cu o propunere. Toată lumea vreau să propună. Cu domnul Ungureanu eu. Și pream. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind finanțarea consumului de apă pentru fișmele stradale amplasate pe domeniul public din bugetul local al Comunei Oituz. Domnul Butucaru are... Am în favorare la comisie. Aici pot, dacă îmi permiteți, într-un două, trei cuvinte. Au venit foarte mulți oameni cu rugămintea, cum e și la insulă, n-au apă, noi am scos pumpul și mai sunt câteva și la Ferăstrău, tocmai cum spre Muncei, să lăsăm vreo 3-4 pompe pentru apă. Este necesar. Trebuie să le contorizăm, că așa e, asta să putem cât consumă, până facem extinderea de apă. La capete, de obicei, la capete de trasee. Că, uitați, am scos capacele și unii au venit cu tot felul de invenții, a trebuit să scoatem de jos pompa. Că legau și spălau mașinile, nu-i prea indicat ciușmelele de stradă, dar sunt într-adevăr unde oamenii nu au apă. Au nevoie. Și s-a luat probe de apă din fântână, nicio probă de apă din fântână nu e bună. Deci, începând de la Ferăstrău, la ăsta, chiar la primăvară vreau, m-am mai interesat la Hârja și la Poiana Sărată de un izvor. Este acolo un izvor, a fost o ciușmea, adică o instalație de apă pe toată Poiana Sărată, dar e făcut în habe, domnule Ierer. Da, eu știu că captarea și de-aia am aprobat o ciușmea care a făcut-o compostoratul pe Pajiște, exact ca la noi. Și ca la Ferăstrău. Și iau oamenii, acum cărăm și balastul, am început să cărăm piatră concasată, să facem depozit, e mai complicat că trebuie să o luăm în primire, că așa se face de un an pe altul, dar la anul nu mai stăm la rând, ba nu avem mașină, ba nu avem ăsta.
și facem depozite la școală, la Hârja și la Oituz. Cam prin vară să facem drumurile, că atunci se strică, se desfundă și vrem să le avem, să nu mai pierdem timpul câte o mașină, că utilajul până îl duce acolo, până nu face. Atunci am luat un cilindru, când am început să punem și cilindrăm, să iasă niște drumuri totuși bune unde nu... Dar asta ar și în lunile de iarnă să fie uscat, nu neapărat să punem primăvară să fie zăpadă. Și se poate, da, păi așa am zis, dacă se duce zăpadă, în primul punct ar fi să mergem de la... de la podul ăsta pe Părâul Sărat până încolo, că acolo am desfundat drumul de vreo două ori, am schimbat conducta și acolo ar trebui făcut porțiunea aia. Și dacă se duce zăpada, că zice că vine căldura, chiar am face porțiunea aia. Și vrem să facem un depozit cam de 100 de metri cub de asta, de piatră concasată, din 1000, nu ăsta, ca să putem să avem pentru la anul, să nu pierdem timp. Și în primăvară, dacă... În primăvară să-i dăm drumul, vă gândiți cam ce drumuri, de-aia vă spun treaba asta, să vă gândiți și ce drumuri, dar să fie drumurile care nu trebuie să le desfundăm din nou. Domnul primar, în primăvară, aveți în atenție, după cum am făcut de în pățul local, o porțiune de drum, să o escavăm și să o balastrăm numai cu piața. Aia înseamnă să, să vedem cum se comportă. Aia înseamnă că trebuie să facem un proiect pe investiție. Cum? La domnul, unde stă domnul Floroiu? El a fost dirigit de șantier. Hai, stai, lasă. Nu, dar avem un drum unde am decolat. Ce, n-a ieșit bine să mergi? Acolo, acolo pe unde e octav. Unde? Unde e octav. Da. Acolo trebuie să băgăm piatra, am decopertat, mai trebuie să băgăm o țeavă, dar vedeți, și cu tractorul ăsta când ți-e lumea mai dragă să strică, sperăm. N-ar vrea să vă spun ce vorbește lumea de acolo. Dar eu știu... Nici nu are cum să iasă din curte, domnule. Trebuie cizmi să iasă din curte. Dar eu știu, domnule, că trebuia o conductă... S-a umplut cu apă acum? Trebuia o conductă, ne-a dat voie să băgăm conductă, dar totdeauna casa strică. Mai bine trebuia băgat conducta, după aia de cumpărtat. Oamenii nici nu au cum să iasă din curte. Domnul Dorea, dumneavoastră spuneți de acolo, uitați la îmbrâi cu târgurile aici, așa la mine, că intru la pompieră în coață până la genunchi, domnule. Okay. N-au copii să urcă pe tigarul, domnule. Pe gardul să urcă copiii care se duc la grădiniciul la școală. De la Fabianu până de mai la mine, eu batru și urmă acolo, nu mai poți. Acum să vă spun, nimeni nu s-a așteptat să dureze un an și trei luni de când s-a semnat cu fonduri europene, care nu depinde de noi, de primărie. Deci s-a dat la ANAP și ANAP-ul lucrează cu proiectul de asta. Un an și trei luni de când s-a semnat. Deci nu știu cum să vă spun. Hai să vă spun, procedura cu ANAP-ul s-a terminat. S-a schimbat de 4 ori în putere. Acum toată documentația ce au verificat ANAP-ul verifică firul. Rolul de zi. Și afir, după ce verifică firul și de OK, să tocmești un proces verbal și cheamă câștigătorul la ea să se plece contractul. Tot de până aprilie, dacă o să... Păi da, bineînțeles, dar măcar să ai până aprilie, să ai documente. Am luat pentru bani pentru garantare, că așa ne-a obligat și plătim 0,25% pentru suma garantată. Vă dați seama, practic pierdem. Dăm din banii care ăsta, dar în loc să mai facem încă 300 de metri de asfalt, trebuie să plătim dobânzile. Și nu depinde de noi. Sau uite, cu călcâiul. S-a câștigat licitația, stai după niște avize. De 2 ani de zile. Oamenii zice că nu vrea. Acum ne-am apucat, dar dacă n-ai avizul, poți să încep. Dacă vă amintiți, în luna iulie v-am spus să trebuie să urgentăm cu proiectul pentru podurile astea la... Păi da, domnule, sunt... Nu m-am zis. Și ați văzut? Am zis să ne-a puciară. Și exact ne-a apucat. Îți date la urgență, de uite, nu dă avizul pentru în ăsta, în intrare. Că sunt pe, astea două sunt pe investiții, la ălantul până nu fac aici, nu pot să mă apuc de ălantul. Și dacă mă apuc de ăla, îmi ceri să fac nu știu câte gabioane și aștept să facă gabioanele gazul metan, să câștigăm niște bani. Că gazul metan deja face proiectul de gabioane până... Să-și pună în siguranță conducta. Da, conducta. Și atunci scăpăm noi. Pentru că nu avem bani. Am dat 1.200.000 de euro. De lei.
TNE, pentru toată, pentru toate poturile. Vă dați seama, două pe, pe Leșunț, două aici care facem pe insulă, că și aici trebuie, dincolo facem de 3 tone jumate la Călcâi, după aceea să vedem din fonduri locale să facem podul ăsta. S-a forat 8 metri, numai sare. Că de-aia durează. Acum specialiștii să vadă cum izolăm și să facem primul picior să circule și după aceea lucrăm și la piciorul din mijloc, să-l consolidăm și pe ăla. Dar n-ai ce să fac. În iarna asta la pod, dacă Călcâi se va lucra? Da, nu podul, după ce se termină mărtinaș, după ce se termină mărtinaș, se ridică ăla, se deviază apa, se ridică să se scoată piciorul. Că trebuie piciorul sfârmat, vă dați seama, piciorul atâta, ăsta trebuie să-l spargi cu picamărul. Cum îl scoți de acolo? Cel puțin trebuie să-l lași liber când vine freza, să frezezi. În primăvară, cum a frezat, cum ai făcut piciorul, dar trebuie să frezezi, n-ai ce să faci. Cam asta sunt operațiune, chiar dacă ai vrea mai mult. Oamenii s-au supărat că am făcut drumul pe sus, da? Dar e de durată că nu se găsește soluția, nu s-a găsit soluția bună. Și nu, acum... nu s-a lăsat, nu s-a muiat drumul acum pe varianta aia? Nu, nu, te mai punem, când e nevoie... Acum deja atent... sunt oamenii cu utilajuri, cu plombări. Mai facem plombări când ăsta. Nu, că ținem, oricum se trece, pe doamne. Că jos la vale, acolo e un hău, dacă cumva se îngheață, e un prap, e, un, e unde se termină gavioanele, unde trece prin albie. Dacă cumva ăsta greșește, cade, e nasol, nu merge. Toată lumea zicea să aducem două țevi, da? Cu două țevi nu faci nimic, a venit apa și podul care l-am făcut noi, s-ar putea să-l ia, care e destul de mare. Domnul... La diverse vreau să... No. Mai sunt subiecte? Bun. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Trecem la... punctul 5, diverse. Domnul Ionel. Vreau să discut despre racordările astea două care se fac pe care se arată la drumul Cernica. La drumul unde intru și eu, când mă duc acasă. Au lucrat, au lăsat pământul în mijlocul drumului, nu se poate ieși în șosea. Ieri am trimis, domnul Ion, să vină să facă ceva, ca să dea drumul la circulație. Ieri am trimis să fac o intrare pe o parte, că vina a fost că când se începe lucrare toată lumea, vine și dă ordine. Când a, cum a început pe a, la Cernică, e gata să circulă. Gata, dai pământul în mijlocul drumului. Jumate e liber, domnul. Da, jumate e liber. Unde, unde pe, pe vremea asta, unde se intre cu mașina, că rămâne în pod molit, ca să se ducă pământul ăla. A, are un sufletul, aia e. La preza aia, are. Păi îl duce, că când ajunge pe iarba aia, patinează cine era. Yes, și și am, făcut la, am făcut la racordarea aia să treacă pe lângă Troiță jumătate, ieri am trimis, pentru că tot oamenii se devină. A venit oamenii, doamne, au oamenii cum să treacă roată. Ce, începeți, faceți tot deodată și când e gata și a convenit să facă așa, că nu mai călca pe betonul proaspăt. Dar și așa au trecut pe betonul proaspăt, dar trebuie să aducă iară beton de-al dracului. I-a spus, domnule, lucrăm aici, exact cum a fost la podul ăsta. Au pus plasă la Gălățeană, au pus plasă și au tăiat de 3 ori plasă. Și oamenii lucrau de desubt, știi? Ia pământul de lucrurile și... 2 metri de trombiș, face acordare. Ieri, pune, eu vreau să-l terminăm, cum am terminat la Cernica, vreau să terminăm și acolo. La Cernica e bine. Și nu-i frumos? Jumate, jumate să circul, cu toate că au, au pe unde să meargă, dar oamenii nu vor să mă bolească, știi? Ba, nu, nu din cauza asta. E foarte strâng drum acum, acolo nu poate intra cu mașina de cu noi. Nu se poate intra cu alte utilități. Se poate lua pe partea aia. Și drumul, da? Drumul e rău. Eu pe acolo ies și văd ce strada trebuie să fac. E baltă și ce... Tot... Domnul Ionel, dar nu știu, adică puțin sacrificiu, nu știu cum să spun. Și când, și când vă faceți o casă, stați cu cizme o, o săptămână până... Nu primar, dar chiar așa lași pământul în mijlocul drumului și apoi... Păi da, domnul, l-a lăsat că dacă nu-l lasă mai încolo, după aceea trec peste piatra și betonul.
Pe așa sunt stare. Acolo de vierea aia, pe lângă Troiță, a făcut-o oameni, vă spune, le-a făcut un ieri am trimis eu, de-a pus... Ieri am trimis... Da, a fost mine. Domnul Ion, dacă vă spun că a fost și a tras cu ăsta și a pus niște de, chiar să treacă jumate, numai pe jumătate. Pe după masă. După masă. Nu, după masă. Trecut. Deci poate să vadă toată lumea, a văzut mașina cu ea. Am fost la biserică, nu am avut sărbătoare și m-a dus vreodată în jur, am dus cu bani. Și domnul Tacu m-a sunat de o grămadă de ori, dar dacă faci nu-i bine, dacă nu faci nu-i ia, nu-i bine. De multe ori vine să cred că ne spunea domnul Osul Roș niște chestii și îi dau dreptate. Poate înainte nu-i dădea dreptate, dar îi dau dreptate. Că orice îl face tot nu-i bine, știi? Păi e nou, când comentarii se fac și acolo unde trăiță, dacă vine o mașină un pic mai... Da, domnule, trebuie să avem puțin răbdare. Așa am pățit și când am pus beton peste ăsta. Erau peste cap oameni că nu putea să aștepte o oră. Nu știu cum să spun. Cum să faci calitate? Era mine, să spun, domnule, dar strică Troița, uite cum am făcut ăștia. Și ca să încerc, am încercat și să intru din parcarea bisericii și să intru pe acolo, să fiu acasă. Tot oamenii au zis, domnule, au să facă roată. Și când la Brezoaia și am spus, băi, la Brezoaia faci numai jumate, că sunt și mașini mari. N-are cum să intri prin spate, pe la biserică. Că tot așa veniți unii. Nu, că treci prin... Treceți prin spate, camionul nu putea să treacă. Nu, poate și din ăsta pe zi. Noi trebuie să le facem mărea că dacă vrei să modernizezi cu asfaltare, nu poți. Trebuie de la 10 metri să faci hârtirile, de la 10 metri încolo. De aia să fac treburile. Oricum ar fi cazul să vină așa acolo. Păi da, vă dați seama că nu ne convine, nouă să lăsăm așa, da? A plouat, unde se te duci să strângi piatră sau să... Faci o treabă numai de mântuială? Acum, nu, cum e, nu-i frică acum. Ați fac turnea beton și pe betonul cu adaos de glicerină, de ce pun ei acolo la beton. Eu sper să meargă, că ia piatra de care a rămas de la, de dincolo, de la Cernica și... Da. Și merge. Atâta. Nu, asta deja am vorbit-o de ieri. Domnul primar, am ridicat problema trecerii de pieton de la central și a semnalizării corecte acolo, nu știu de câte ori. Nu s-a făcut nimic. Copiii ies din șanțul ăla de acolo, din față, și trec la botezatul exact tot în șanț. Una la mână. A doua, ieșim de pe ulița aia, acum iarnă, stăm numai în ambreaj și în frână. În dreapta sunt câte 4-5 mașini oprite în fața centralului. Nu te poți asigura în dreapta sub nicio formă. Când trebuie să îngrijești pe dreapta, n-ai cum. Am ridicat nu știu de câte ori. Spuneți-mi ce-a făcut unul de mers în sensul ăsta. Domnule, eu am vorbit, a făcut de mers. Ăla e drumul... Domnul primar. Uitați, și doamna directoare de la ăsta a vorbit, întrebați-o și pe Vâsca, că am vrut să punem rând cu intermitență. Nu ne dă voie. Trebuie aprobarea poliției. Domnul primar, în sensul ăsta am întrebat. Am întrebat de la poliția comunitară, a zis că nu-i treaba lor. Păi a cui treaba e atunci, domnule, dacă nu-i lor? La domnul național, a făcut vreun demers, o hârtie în sensul ăsta? Asta am întrebat. Da. Da. Eu vreau să văd eu hârtia. Eu cu ochii mei vreau să văd hârtia. Eu vreau să aduc să vorbiți cu domnul Viola. A zis că se ocupă de treburile astea. De asta vă arătă să ocupă și tot nu s-a făcut. Ieri am discutat cu el, iară că s-a făcut o sesizare oamenii pe râul ăla la Ferăstrău. Cere cu betonat, a zis să duce, face poze, că a primit reclamația, dar zice că asta e treaba primăriei, atunci dați-ne, domnule, dacă ziceți că e treaba primăriei, trebuie să am și o justificare. Că în lege scrie drumurile, podurile și astea sunt atribuții lor, să le cureți toate podurile. Și așa am făcut la Hârja și la Poiana, da, și la treaba din banii noștri, știi? 12 pe drumul Sătești. Domn primar, n-am văzut o dată, trec la deal la Valii, în zi de zi, n-am văzut unul, voi să stai la o școală numărul 1, la școală numărul 2. La școală numărul 2 am văzut că este cineva care stă bine în poartă acolo așa, dă rezemat acolo, dar n-am văzut să, când copiii trec, ies de la școală sau merg la școală, să fie acolo, să, cât de cât să-i dirigeze.
Iese câte o doamnă învățătoare sau câte o doamnă profesoare, îi trece strada încolo și încoace în fața farmaciei și a dispensarului. Pentru ce este omul ăla plătit acolo? Nu-i treaba, doamna directoare, nu-i treaba dumneavoastră. Directoarea au pus cu schimbul copii care, știți, cum erau îmbrăcați... Da, în uniformă, aia cu paletă, cu paletă, cu nu știu ce. Da. Dar totuși ar trebui să implice un pic mai mult și poliția asta comunitară. Le-am pus la dispoziție mașină, tot absolut. Să nu, mai să fim serios, nu merge numai cu plicurile, domnule, pe post de poștaș. Domne, plicurile le-am dat să le ducă, să totul să facă ceva și ducând plicurile, vedeau ce se întâmplă. Cunoaște populația, că nu se vede. Populația să vadă ce se întâmplă pe ăsta, dar ei nu fac. Da, a trebuit mai multă colaborare, domn primar, de poliția locală, poliția de stat. Conturi, să vedeți, curte de conturi, a zis, în alte localități, poliția să susține prin sancțiuni și prin munca care o face. Merge să vedeți pe toată comuna și le-am zis de fiecare dată. Pe o uretică intră, pe alta iese. Tocmai trecem la sancțiuni, domnul primar. Domnule, ne-am dus de 7 ore. Dar hai să-i desfințăm. Faceți o hotărâre, am desfințat și am terminat treaba. Nu putem, domnul. De ce nu putem, domnul Dore? Ce aduce loc? Dar de bine din rău, tot timpul este poliția. Este, dar și ce avantaj avem, domnul? Să-i punem la treabă, dar... Să-i punem la treabă, păi dacă nu vor... Mai fiți funar ca să fiți poliția locală. Dacă nu fac treabă și pretenții de normă, dragă, de frană, nu știu ce mai vor. De 7 ori și mi-a venit și mie după ce a fost, pentru orice în judecată și a cerut numai dreptul trebuie. În alte locuri nu le dă. Nu vă supărați, domnul primar, mi se pare că se moștenește treaba asta, pentru că și dumneavoastră a filmat pentru orice, duceți-vă în instanță. Așa este, mie mi-a sunat personal de atâtea ori. Nu-ți convine, duci în instanță. Iată, nu o să mă duc în instanță pentru că este legea pentru care am făcut atâtea cereri și toată familia mea. Am făcut cer și am venit aici cu tot absolut și am ridicat problema asta. Iată este lege care să completeze legea 18. Și în sensul ăsta să depun mâinii cererea. Uite, aici doamna secretară poate răspunde cum să face reprocedările mai bine decât... Este lege, domn primar, am spus legea, este caruna, lege tot absolut. Urmați pașii, domnule. Am urmat, m-am dus de atâtea ori la arhivele române, am adus acolo, am martor, tare. Face mărtire, face mărtire. Domnule Leonar, nu mai vor și alții. Dar mai a domnule, m-a lăsat să vorbesc. Păi tu la trecută nu am scos o vorbă, lăsați-mă măcar acum. Compensare. Bun. Vin domnii ăștia polițai care se plimbă de la noi din comună, la deal la vale, pus MCV-ul. MCV-ul vine și nu mai vânează pe ăștia. Într-adevăr, își fac meseria oameni. Dar n-ar fi bine când trec la deal la vale, măcar sâmbătă, duminică, când ies lumea de la biserică. Și atenționeze, cum poate să spună, Bacău 70 CPT trage pe dreapta. Nu poate să spună, băi, oameni buni, băi, merge și pe trotuar, nu pe mijlocul șoselei. Că mai trebuie să circule și oamenii ăștia, nu numai, și mașinile astea, nu numai dumneavoastră. Corect. Și numai, și poliția de aici, poliția locală, a comunii. N-a bine, că... Păi, au mașină la dispoziție tot, absolut, se duc la deal la vale, n-are nicio treabă. Nu poate să scoată cuierul, paleta, băi, omule, dă-te mai încolo, că spune, vine ăsta cu tirul cu viteză. Mă rog frumos, nu-i prima oară, e a treia oară că sunt sunat și eu și colegul meu, ca să votăm într-un sens acela. Nu spune nici Paler, nu spune nici Zardu, nu spune nici Orban cum să votez. Votez conform conștiinței mele. Cu asta am trebuit. Din exterior a fost. Domnule, cum mergi fasoara la partid de străburi dumneavoastră, interioară, acolo? Da, domnule, dar telefoanele s-au dat din altă parte, nu din avea din parte. Oamenilor? Nu oamenilor, oameni de aici, de aici din Consiliu. Oameni de aici, dacă nu vă spun numele.
mie. Acum vă spun tura viitoare să fiu sigur. Sunt aproape 70% în sensul ăsta cinic. O să vă spun eu data viitoare. Lăsați practicile astea de prost gust că nu ține. Cu mine cel puțin nu ține. Domnule Leonascu. Da. Atât. Mulțumesc. Nu vine să cred. Domnul Petrișor, m-a să vrea să ziceți ceva. Am început un demers acum 3-4 luni de zile legat de barajul de la Ferăstrău. Am trimis adrese către mai multe instituții, inclusiv către primăria Uituz. Iar domnul viceprimar s-a arătat nemulțumit de niște semnături. Într-adevăr, semnăturile le-a strâns o altă persoană, nu le-am strâns eu. Exact, a strâns persoana care mi-a dus la cunoștință și le-am adus de față ca să lămurească situația semnăturilor că sunt adevărate și nu false. La acea dată, domn viceprimar a spus că într-adevăr este o problemă și să colaborăm. Eu de fiecare dată, și domn viceprimar este de față, când am primit un răspuns, când am dat un telefon, l-am anunțat de situația existentă. Din ce știu, săptămâna trecută au venit de la Bacău ca să vadă situația. Domnule viceprimar, cu părere de rău, mă așteptam ca colaborarea să fie bilaterală și să mă anunțați și pe mine. Vă să vă informez? Poftim? Pot informa? Și eu? Spuneți. Și este acolo comisia? Comisia a venit în control la noi la primărie. Așa. Și în momentul când i-am prins acolo, aici, la noi, a zis la baraj că am o problemă mare. A zis, domnule, și la baraj. Deci nici eu nu știam că pot să-i duc acolo. Da, dar ați fost. Și puteați după aceea să mă sunați. După aceea, după discuțiile lor care le-am avut, acolo, la fața locului, a fost și la minister cineva, acolo. A zis, faci o adresă către Ministerul Energiei. Asta am făcut de atunci, am făcut eu. Acum și te răspunzem, a cui este barajul ăla. Așteptarea mea era să existe colaborare bilaterală. Da, domnul Buducaru, asta s-a discutat când a fost domnul Pare era aici în ședință. Deci s-a discutat, a ridicat eu problema asta. Domnul Francesc e prea bine, a zis că îl ajută și dă toate detaliile pentru barajul ăla de acolo. Și a zis domnul Pare, și-a luat cuvântul aici tot atunci și a zis că o să rezolve problema. Așa, da. Asta e toată treaba, nu. Ce să mai lase telefoanele? Eu de un an de zile mă negrăjesc, ca să vedeți cum merg treburile. De un an de zile mă negrăjesc, cred că mai bine de un an de zile, cu domnul colonel Petrescu. Am scris la toate forurile care se poate și nu se poate, până și la Agenția Resurselor Naturale, am scris la Răd Hârtie. Sunt de-a răspuns cu sonda de la Cernica Poiana Sărată. Până la urmă, am găsit un fost coleg de liceu care a lucrat la Institutul Geodezic pe Moldova. Ăla s-a desfințat. Dar, în schimb, a găsit în hârtirii lor că apa de la termală care s-a găsit aici la Cernica, la 800 de metri, zice că s-a găsit, nu are decât 30 de grade, între 25 și 30 de grade. Dar la care mi-a zis, domnule, la 30 de grade nu faci nimic cu apa aia. Că până iese, până o transport, rămâne apă rece. Și alte firme, de ori la OMV, de la Resurse Naturale, de asta, nu mi-a dat niciun răspuns. Deci cam așa merge. Încerc să faci o pile, am la dosar, da? Era bine, dacă avea o apă termală, dacă... Dacă avea vreo 70 de grade, vorbeai să-mi dea voie să forezi. Cheltuiai niște bani sau vorbeai cu ăștia să te spun de sonda, că poate ai încurajit. Păi da, dar ai blindat și te blinde. Și poate reușeam, vorbeam cu ăștia să ne ajute. De asta, dar dacă apa are așa temperatură mică, nu fac nicio brânză, nu încerc degeaba. Dar eu nu cred că are numai 30 de grade. Haideți să vă spun. S-a forat,
în 1971. Eu am terminat facultatea în anul ăla, când aia e reper, punctul meu de reper, că atunci s-a terminat. În luna august, nu, luna iulie, eu am avut o lună de zile până la angajare, să mă duc la repartiție. Când a spus că v-a zis la mănăstirea acasă. La mănăstirea acasă. Și ați iat autobuzul și nu... Și mi-a tăiat ziua. Prima zi de mână. Astăzi. Nu mai de asta reper, gata. Și în luna iulie era o căldură de asta puternică, scurgea un pârâu de acolo. Se forma un pârâu din care ieșeau apă. Păi, și la cine, pe care și iarna, știți, dacă păi, dintr-un izvor iese abur care are o calitate. Iese, dar în iulie, ca să iasă abur, trebuie să fie caldă apa, mai cald decât afară. Dacă afară erau 30. Eu spun ce mi-au zis ăștia, eu acum nu știu. Sau de primă. Exact cum mi-a mai zis un inginer, că s-a furat la hută, este o sondă, dar la 11.000 de metri. A dat de apă termală, dar iese și gaze. Nu-i bună. Păi nu, e mai bună, că bună pentru dacă are și gaze, nu, dar dacă are și gaze naturale în același timp cu apa, ai putea face acolo, dacă nu e suficient de caldă, cu gazele respective să încălzești mai tare apa, să meargă mai departe, dacă o să transporte pe teritoriul lor până la Voituz undeva. Saulă, domnul Ivan. Deci, ne-ar ajuta foarte mult o apă termală, dar nu este chiar cum se spune din lirica populară, știți, din auzit. Are evidență Petrom Moinești. Am dat, domnule, am dat la Petrom la OMB. Uitați, întrebați pe domnul Petrescu, am plătit. Am dat, nu știu, să răbiți. Și ne-am dat din partea primării. Ei au fost în evidență. Ei au fost. Mai am încă un punct. Apreciez că primăria Voituz a luat toate măsurile la prima zăpadă. Aș veni însă cu o propunere. Datorită faptului că comuna noastră are o suprafață destul de mare, aș propune să se contracteze ori de la o firmă care are mai multe utilaje, ori mai mulți agenți economici și să primească anumite zone sau sate și să se facă în același timp dezăpezirea pentru a putea fi... Da, aici vă pot vorba toate. Cu ce avem utilaje din astea primării, câte avem, două, trei, am făcut un precontract cu firma PMV și în caz de nici prea mult, băgăm și utilaje de cele două albări. Ca să lumea să fie mulțumită, că comuna este mare și e greu să... Da, dar am dat, cum a zis, am mers, ne-am mișcat. Da, dar lumea vrea... Dacă ninge, acum și una atâta, una se curesc pe asfalt și una se curesc pe drumul petruit de atâta. Nu poți. Când e drumul petruit de atâta, nu poți, te strici tot drumul, trebuie să fii zăpada mai mare. Și am dat, când am trecut cu plugul, am dat și bineînțeles, dă stânga-dreapta și după aceea sună telefoanele, că unde sunt cei de la ajutor, că nu dă zăpadă de fața casei. Ei nu înțeleg că ăștia de la ajutor, unde au două zi, au două zile și vin când îi prindem, știți? Cu toate fața gospodării poate fiecare să-și facă. Pe obligația. Păi da, e obligația, dar își fac. Gospodărașul acum anul și acum doi ani în utilaj. Ei, după ce trec cu utilajul, să-și la voi, au luat de drum, nu-i să vede drum. Și din curte, și din curte, da, afară, îi putrezește în gata. Dar nu din beton, și îi putrezește în gata. Vedeți, Păi, că se menține înghețul pe bărne, dar patru bărne sunt rupte. Pentru asta te-ai ținut? Am și băieții. Păi, până când de seara să fie pozitora. Nu se poate? A, da, da, am derapat de mult. Da, mulțumim. Domnul primar, ce manifestări v-ați desfășurat primăria Voituz din 1 decembrie? Domnule, noi, după cum știți, am făcut 2 ani de zile la rând manifestări de centenar.
Acum toți la orașele mari fac centenarul, nici nu ne bagă în seamă. Ne-am gândit de punem niște coroane ca normal și cu asta gata, ce rost are să facem cheltuieli dacă nu ne-a dat, dacă nu ne-a dat niciun fond pentru ăsta. Am avut de gând să facem, cum a zis că dă bani pentru parcul ăla comemorativ și pentru ăsta, da, dar nimic. Unde să ne întâlnim? Nu poți să te întâlnești la cimitir și să joci ora Unirii, nu știu cum. Dacă să faci în alt loc, mai bine să facem un corul la cămin, să ne întâlnim acolo la cămin, dacă ăsta, să cânte oameni. Ăsta un cântec patriotic ceva. Să face repetiții, de două săptămâni facem repetiții și acum se ne anunță. Mi se pare eu așa, mi se pare ne la locul lor. Mergem, punem o coroană și ăsta. Și restul nici la cămin face. Deci era ideea bună cu capa, domnul primar. Nu? Da. Era ideea bună cu capurile, să adunăm ca să unim capurile, da, să jucăm ora Unirii. Pentru asta cred că sunt lumea. Domnul primar, deci sunt înțeleg construcții, înseamnă și intru la noi acum. Nu. Deci nu la nivel local. Nu, nu la nivel local. Fără zandarmerie, fără armată, fără nimic. Știm, dar se poate ce nu mai e nimic. Da, doamne, dar anul trecut când s-a făcut, au venit prințul Duda și de aia s-a făcut atâta vâlbă mare. Dar care unui eu, a ieșit foarte șifonat și foarte, că nu au fost primiți cum trebuie. Eu vreau să vă amintesc de ce am putut această problemă. De 15 august, domnule, manifestări de 15 august vor fi rezumat, nu știu ce, pentru că la 1 decembrie va fi o așezare de amploare. Vă zice să facem undeva, nu? Nimeni nu, că toți sunt ocupați, toți sunt ocupați să se ducă, n-ați văzut și prim-ministru, să duce puțin în București și face pleacă în orașele noastre. Să dăm ce manifestări. Și Alba Iulia, și care să vină la noi. Asta e. Asta înseamnă să vin toți consilieri. Noi am făcut doi ăsta și acum... Domnul consilierii doar știu programul, majoritatea consilierilor și nu vin. Eu ce să fac? Nu pot să oblig. Nu o să am venit, dar la fiecare ședință, la fiecare reuniune, eu zic, din partea consilierului, că transmitem ăsta. Dar normal ar fi și o să fim toți. Mai ales că e și o treabă ca Mai eu sunt, da. Discuții. Și domn primar, am uitat să vă spun, la Dogărești, acolo, este șosea de la șosea până în prima curbă, e bun, dar sunt niște bărți și vin copiii cu cizme până la... Aici ai reușit să aduci? De la șosea, îmi faci curba cu sunt niște bărți. Ai reușit să aduci piatră în zonă, aici. La Oedus. Dacă rămâi o mașină, dar acum da, face călcări. Acum să vede, acum să văd găurile. Am o listă, dacă dați voi și eu și-o cuvântul, problema cu acta. Avem sesizări foarte multe, reclamații foarte multe, că nu e semnal, dar am eu, de o săptămână am eu semnal. Prețul. Dar și prețul. Aceeași companie m-am interesat. La Erezio are un preț de 30 de lei, la noi are 40 de lei. La Dopteana 26. În urma reclamațiilor care le-am primit din comună, am făcut o scrisoare către ei, o adresă, să vină încoace să negociem puțin costul ăsta, că este foarte mare. Domnule, dar și programele, dar după programe aiurea, desenea de poate așteptăm. Și așteptăm acum să vină ei, vă să stăm la discuții. Mulțumesc, asta vreau să spun. Aducem altă dată, nu? Bă, te poate aduce pentru asta? Da, dar eu nu știu. M-am interesat. Ninorocit ăștia la actea, așa. E bine și m-a de acolo. Dacă lui urcat sus, a mins pe el. Înainte de a încheia lucrurile ședinței, tot că s-a epuizat, vă rog să faceți propunere pentru ordinea de zi a următoarei ședințe, care se va desfășura în data de 20-12-2018 și care va avea
ca principal punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și a taxelor speciale pe anul 2019. Fiind depuizate toate lucrările pe ordinea de zi, declar închisă ședința. Băi, mare, să duci la 3 antenele.